Liviu Dragnea, pus în dificultate de judecătorii de la Înalta Curte, ce i-au cerut magistracii, dezvăluirile care pot îngropa pe subliniere F-ul PSD. F-ul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus în dificultate de judecătorii de la Înalta Curte în termenul de astăzi. Acest subliniere tia l-au confruntat pe Dragnea cu floarea alesul pentru ce mărturiile lor erau diferite. Pentru a fi sigur ce afla adevărul, cei judecătorii i-au confruntat pe cei doi subliniere i-au pus să răspundă în acela sublinierei timp. Totul a durat o jumătate de oră. Floarea Alesu a susținut în fața magistraților ce l-a informat pe Liviu Dragnea imediat ce a aflat ce cele două angajate care lucrau sublinierei la PSD nu veneau la serviciul la Gazpac, de sublinierei primeau salariu, ce a avut mai multe discuții cu el despre cele două sublinierei ce liderul PSD i-ar fi spus să mai aibă răbdare pentru ce situația se va rezolva sublinierei să-i pun la munt pe ceilalți angajați. Liderul PSD a negat toate aceste acuzații, susținând în instant ce nu a avut nicio discuție cu fosta directoare a Gazpac. Întrebat de către magistraci dacă liderul PSD a intervenit la ea pentru menținerea în funcție a celor două angajate care lucrau de fapt la PSD, Adriana Botorogeanu sublinierei Anisa Stoica, Floarea Alesu a afirmat că Dragnea nu a intervenit direct, dar ce atunci când i-a spus ce a aflat ce cele două sunt angajate, dar nu vin la serviciu, el i-a spus să le mai țin până se rezolvă problema. I-a spus ce discuție a avut loc în anul 2008, când ea a fost informat despre această situație de către subliniere F-a serviciului personal, care descoperise acest lucru. Nu mai era nimeni de fac la această discuție pe care am purtat-o cu Liviu Dragnea. Discuția a avut loc în cabinetul lui Dragnea de presubliniere edinte al Consiliului Județean. Au mai fost discuții în perioada 2009-2010 sublinierei ultima dată mi-a spus să-i pun pe ceilalți la muncă, pentru ce sunt destui care stau degeaba. Fost vreo 4 discuții. Îmi spunea să am răbdare ce situația va fi rezolvată, a declarat Alesu, afirmând ce din aceste discuții a înțeles să nu mai insiste cu situația celor două angajate, a mai susținut fosta directoare a Gazpac. Alesu a mai spus ce discuțiile s-au purtat pe holul de la sala de subliniere din CACJ, imediat după terminarea subliniere din CEI, susținând ce de fapt erau foarte mulți consilieri, dar ce nu crede ceea ce subliniere tia au auzit. Liderul PSD a susținut, însă, în fața magistraților, ce nu a avut aceste discuții cu Floarea Alesu. Categoric nu, a răspuns el. Întrebat de către magistrat dacă a avut discuții cu fosta directoare a Gazpac despre situația celor două angajate. În lectură cu holul de la IE, sublinierea din CJ, a spus și imediat după subliniere din că au fost discuțiile, nere. Acel hol era cam cât spațiul sta de aici. Imediat după subliniere din,
acolo era o aglomerație infernală. Nu era spațiu ca doi oameni se poat discut fără să-i aud nimeni, a afirmat Dragnea. El a mai spus și Anisa Stoica, sublinierei Adriana Botorogeanu nu erau ni subliniere de persoane importante pentru a dezvolta o asemenea poveste, un asemenea scenariu. Magistracii au stabilit un nou termen în proces în 25 aprilie. Procesul, care a început la ora 1000, s-a terminat la această oră, Dragnea fiind audiat timp de aproximativ 3 ore. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la Înalta Curte de Casație sublinierei Justiție, unde este audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa socie sublinierei de fost subliniere angajat și ai Gasp Teleorman, ce respinge categoric toate acuzațiile care i se aduc, pentru ce se consider nevinovat, ce dosarul a fost făcut în baza unor bârfe la subliniere pric subliniere i ce este cinta DNA, conform newsro.ro.